Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități în Parlamentul Republicii Moldova a solicitat Comisiei Electorale Centrale emiterea unui aviz asupra unui proiect de lege, proiectul de lege numărul 68, înregistrat în Biroul Permanent al Parlamentului în data de 20 februarie 2014, privind modificarea și completarea codului electoral înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament. Deci proiectul care ne stă în față propune aprobarea avizului asupra acestui proiect, remiterea hotărârii solicitantului, deci Comisiei Juridice și respectiv intrarea în vigoare. Modificările se propun în vederea ajustării ori completării prevederilor ce țin de restricțiile privind organizarea referendumurilor locale. În cazul dat, în baza de proiect, se propune un nou conținut la articolul 177 alineatul 1, care stabilește că referendumului local pot fi supuse probleme care au o importanță deosebită pentru localitatea respectivă și care țin de competențele legale ale autorităților administrării publice locale. După alineatul 1 apare un alineat 1 prim, deci asta acum vorbim de proiect. Textul întrebării supusă referendumului local se redactează într-o manieră neutră, fără ambiguități sau sugerarea răspunsului, nu se admit întrebări care se exclud reciproc. Și articolul 178 se propune să aibă o nouă redacție și să aibă următorul conținut. Problemele ce nu pot fi supuse unui referendum local sunt următoarele. De interes național care țin de competența Parlamentului și Guvernului, conform atribuțiilor stabilite de legi și Constituție, și ce țin de politica internă și externă a statului, care țin de contradicțiile cu prevederile Constituției și care vin în contradicție cu prevederile Constituției și legislației Republicii Moldova și, în continuare, normele cunoscute de noi deja din codul electoral privind impozitele și bugetul, privind măsurile extraordinare. În proiectul de lege propus se menționează, deci, chestiuni ce țin de politica internă. Dumneavoastră cum considerați ce se are în vedere prin această noțiune de politică internă? Deci, după cum ați observat dumneavoastră, noi am dat o opinie în proiect, o opinie generală ce ține de necesitatea acoperirii unor lacuni. Autorii proiectului, probabil mai bine vor putea răspunde ce se are în vedere politică internă ori externă. Din punctul meu de vedere, noțiunea de politică internă este una foarte ambiguă. Respectiv, am propus ca să fie detalizată această chestiune. Ce înseamnă politică internă? Mai mult ca atât, prevederile care sunt deja în codul electoral, se referă la chestiuni de politică internă nemijlocit, în parte ce ține de chestiuni de bugetul național, spre exemplu. Acestea sunt prevăzute deja în codul electoral. Respectiv, această noțiune de politică internă, în cazul dat, poate fi un teren pentru interpretare ambiguă și situativă a unor inițiative pentru organizarea referendumurilor locale. Spre exemplu, referendum local ce ține de amplasarea unei uzini de prelucrare a deșeurilor, spre exemplu, pe teritoriul unității administrative teritoriale respective. Iarăși, pornind de la faptul că eventual Parlamentul ar adopta o strategie în acest sens națională, respectiv, ar fi o chestiune de politică internă, da, pentru că e aprobată de Parlament. Totodată este afectat nemijlocit o anumită localitate de această decizie. De aceea, eu personal am insistat ca să fie detalizată această noțiune de politică internă, pentru a evita ambiguitățile și interpretările abuzive din partea anumitor structuri. Fapt ce ar putea duce la fel la afectarea autonomiei locale și pornind de la faptul că Republica Moldova are anumite angajamente față de structurile internaționale, în special Consiliul Europei, în parte ce ține de autonomia locală. Ori acest fapt ar putea să limiteze
autonomia locală și nemijlocit libera exprimare prin referendum a populației pe anumite chestiuni de interes nemijlocit local. Totodată, raportorul a propus ca pe lângă nemijlocit avizul la chestiunea pe care ne-a fost solicitată, să dăm și o opinie mai largă și asupra altor subiecte. Ori subiectul și obiectul acestei solicitări din partea Comisiei Juridice a fost strict ca să ne expunem opinia asupra unei inițiative legislative și nimic mai mult. Asta este.